Suma de 4.363.170 de lei din bugetul pe anul 2022 a fost alocată de Consiliul Județean Vâlcea pentru spitalele vâlcene. Fondurile au fost aprobate după votul unanim al consilierilor județeni. Știu că au fost discuții și e bine să fie discuții, dar sumele pe care le-am împărțit de la Consiliul Județean, inclusiv pentru primării, s-au împărțit echilibrat. Trebuie să înțelegem că în aceste vremuri grele, ultimul lucru de care avem nevoie este un scandal. E foarte important că s-a aprobat bugetul, iată, în luna februarie, în alți ani, și în aprilie, ne era teamă că ajungem în mai. Dar, pe lângă drumuri și alte investiții pe care le facem, noi investim în sănătate și în bugetul din acest an am alocat fonduri importante atât pentru Spitalul Județean de Urgență, dar și pentru Spitalul de Pneumofiziologie Constantin Anastasatu din Mihăiești și evident pentru Spitalul din Drăgoiești. Continuăm și am alocat 20 de miliarde vechi, 2 milioane de lei pentru lucrarea de la spitalul din Drăgoiești. Facem o clădire nouă acolo și le-am alocat banii. De asemenea, numai pentru Spitalul Județean Vâlcea sunt aproape 1.400.000 de lei să-și cumpere aparatură și ce au nevoie, inclusiv mașini de spălat, uscătoare, un ecograf foarte performant la neonatologie. Și am alocat bani, vă spuneam că la Mihăiești vrem să facem cu fonduri proprii o clădire administrativă și vom face această clădire administrativă. Anul ăsta pornim construcția, dar la Mihăiești vom face și o clădire nouă de spital, așa cum facem și municipiul Râmnicu Vâlcea, o clădire cu 120 de paturi, vrem să o facem cu fonduri europene și am alocat banii, pentru că până ajunge să atragi fonduri europene, știți că trebuie să facem o grămadă de documente. Evident, la clinica de balneologie de la Călimănești și acolo au trebuit bani și am alocat undeva la 240.000, 235.000 și ceva lei noi, 2.350.000, și aici trebuie să facem o documentație și trebuie să vedem până la urmă ce este cu această clădire, unde are nevoie, că s-ar putea să trebuiască consolidată și așa mai departe. Am alocat bani mulți și anul acesta, am raportat la cât de puține avem pentru spitalele din județul Vâlcea și încă o dată țin să le mulțumesc colegilor consilieri județeni că pentru faptul că au votat și această propunere a mea din proiectul bugetului, care a trecut cu vot unanim. Banii alocați proiectului reabilitarea, modernizarea și dotarea secției exterioare de recuperare, medicină fizică și balneologie Călimănești, imobil achiziționat anul trecut, vor fi folosiți pentru plata cheltuielilor cu studiile și documentațiile necesare realizării lucrărilor de reabilitare.